Ne bucurăm că avem ocazia să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și așa cum am vrut de la început să atac o problemă care ne frământă pe mulți dintre noi, grija față de alții. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați văzut filmul Moromeții sau ați citit romanul Moromeții. Câți dintre voi ați citit sau ați văzut filmul Moromeții? Cei care nu l-ați văzut, vi recomand. În filmul acesta sau în romanul acesta era un personaj, sora lui Ilie Moromete, poreclită Guica. Asta n-avea altceva de lucru decât ce se afla în casa fratelui ei. Bârfea pe la toată lumea, băga bețe în roate și intrigi în familia lui Moromete, astfel încât să se certe între ei, mai precis între fiii lui Moromete și fetele lui Moromete vitrege, erau din două căsătorii copii acolo, da? Și căuta să bage tot timpul zânzanie. Îi întreba, băi, ce a zis tactul, ce a zis măta? Știți, voi n-aveți parte acolo, voi nu sunteți nu știu cum. Și încerca tot timpul să îi învrăjbească. N-avea altă rațiune de a fi decât ce se întâmplă în casa fratelui ei. Dacă ne gândim și noi ca români, și nu doar ca români, avem specificul ăsta de a fi foarte interesați de ceea ce se întâmplă în viețile altora, în familiile altora, și oarecum devenim un fel de dădace ale celorlalți. Unii, când am pus titlul acesta pe afiș pe internet, mi-au sugerat să pun ghilimele. Nu pun ghilimele, că nu-i vorba doar de noi. Ca să arăt că problema asta a apărut și la sfinții lui Dumnezeu pe bune, sfinți care au scris în cărțile Bibliei, da? În cele 66 de cărți ale Bibliei. Unul dintre ei este Asaf. Și dacă deschideți Sfânta Scriptură la Psalmul 73 sau îl găsiți și pe telefon, dacă doriți să urmăriți, întâlnim aici o nemulțumire vis-a-vis de modul în care Dumnezeu tratează lucrurile. Și ca o mică paranteză, am avut o dezbatere pe tema aceasta cu Daniel Bota într-una din emisiunile viitoare, nu săptămâna asta, cealaltă. O să apară emisiunea aceasta în care am vorbit pe îndelete despre psalmul acesta, dar aș vrea să punctez câteva lucruri care apar aici. E vorba de o dramă falsă pe care o creează Asaf în frământările lui pe care și-o spune lui Dumnezeu. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Și cam atât cu mulțumirile. Da, cel puțin mai bine de jumate de psalm, lucrurile iau o altă întorsătură și discursul este cu totul și cu totul altul. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Cred că nu prea credea el ce spune aici, dar de multe ori noi spunem fraze pioase și lucruri frumoase pe care nu le credem pentru că dă bine. Da, dacă ar fi să spui ceea ce gândești întotdeauna, ai fi în furci cu toți. Dar așa, dacă dă bine, e ok, nimeni nu te suspectează de ceva. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul, adică să-mi pierd credința. Și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Se uita cu jind. Avem și noi momente în care ne uităm cu jind la ceilalți și când suntem, ca să zic așa, să folosesc un termen mai dur, ofticați de fericirea celorlalți, da? Sunt momente în care pur și simplu n-avem ce face și ne uităm la alții. Ce fac alții? Cum vorbesc alții? Cum se îmbracă alții? Ce-și mai cumpără alții? Și ne uităm cu jind, am vrea și noi chiar să păcătuim ca ei, dar n-avem curajul. Și nu ne asumăm lucrul ăsta, dar ne uităm cu jind la ei.
și vedem fericirea celor răi, hopa, fericirea celor răi. Din start el se pune în postura de judecător, eu sunt bun, iar ceilalți sunt răi. Știți ce spune Dumnezeu vis-a-vis de judecată? Nu judecați ca să nu fiți judecați. Pentru că, da, cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura și așa cum judeci, așa vei fi judecat. A cui este judecata? A cui? A lui Dumnezeu. Și de aceea noi am fi scutiți de multă suferință dacă l-am lăsat pe Dumnezeu să judece, să spună cine este bun, cine este rău. Și până la urmă, cine este bun și cine este rău, dragilor? Satana, foarte bine, ești atent la predică. Extraordinar. Așa a venit la fix răspunsul, da? Dar dintre noi, cine este bun și cine este rău, 100%? Trebuie să recunoaștem că noi ca oameni suntem o variabilă continuă spre bine și spre rău. Avem momente în care suntem draci, împielițați, avem momente în care suntem îngeri. Și fiecare dintre noi oscilăm între polii aceștia. Avem momente de bunătate și avem momente de răutate, că se umflă fierea noi de trebuie scoasă. Da? Asta este realitatea. Omul este o variabilă continuă spre bine și spre rău. Și în momentul în care el face sau noi facem această categorisire, ne punem în locul lui Dumnezeu. Într-adevăr, concluzii generalizate. Nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Vreau să vă întreb, este un adevăr absolut sau subiectiv ce spune el aici? E clar subiectiv, adică oamenii aceștia, chiar mafioți să fie, n-au parte de întristări și de necazuri? În ei nu dă boala, nu dă suferința, n-au parte de stres, n-au parte de drame sufletești? Ba da, cum să nu? Dar observați cum generalizăm lucrurile. Nimic nu-i tulbură până la moarte. Oare? Păi dacă e să te gândești, orice om are stresul lui. Orice om are necazul lui, orice om are frământările lui. Și ceea ce spune el aici nu este adevărat. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni, adică așa cum sunt eu, sfântul de mine, dragul de mine, bunul de mine. Observați drama aceasta a eului sfințit în care încercăm să punem tot în jurul nostru. Spunea cineva într-o pauză, după ce am avut școala de sabat, era un studiu despre sfințire, frate, păi pe cine să ducă Dumnezeu în cer, că mai bun ca noi n-are. Zic, serios. Păi eu nu beau, eu nu fumez, eu nu curvesc, eu vin și dau zecimea, vin și în sabat la adunare, cânt și la cor, păi mă compar eu cu ceilalți, zic, săracul de tine. Da. Cred că are o mare problemă Dumnezeu pe cine să ducă în cer, că mai bun ca tine sau ca mine nu găsește. Observați cum punem noi problema. Ne facem niște sfințișori din ăștia, gravităm în jurul nostru, ne tot uităm în oglindă, m-am mai sfințit puțin, arăt puțin mai bine, sunt mai ok săptămâna asta decât cealaltă. Eu nu spun că nu trebuie să ai ca deziderat să fii mai bun, dar când devine o obsesie, inclusiv sfințirea devine un păcat. Pentru că totul este despre tine, despre cum ești tu. Dar scopul sfințirii nu este ăsta. Scopul sfințirii este ca să fii mai bun pentru ceilalți, pentru cauza lui Dumnezeu, să fii mai eficient. Ăsta e scopul sfințirii, nu tu. Da? De aceea mândria le slujește ca salbă și asprimea este haina care îi învelește. Alte prejudecăți și alte judecăți. Dom'le, ăsta e atâta de mândru. Hai de cap. Sau femeia asta e atâta de mândră. Dar poate că sub masca aceasta a mândriei, pe care toți o îmbrăcăm într-un fel sau altul, se ascund niște răni. Niște dureri sufletești pe care omul vrea să și le protejeze. Sau poate că percepția mea este 100% greșită și îl judec greșit pe omul respectiv. Poate că, eu știu, îl doare spatele și stă mai țanțoș ca să își țină coloana, nu? Sau poate că are o problemă cu
da, cu partea de sus a coloanei vertebrale, sau poate că așa este statura lui, așa merge, așa îi place să stea. Și eu vin imediat cu prejudecăți, mă, ăsta e atât de mândru sau ăsta, păi de mine, sigur are ceva cu mine. Uite cum mi-a zis, uite cum mi-a privit, uite cum mi-a vorbit. Și începem să derulăm de aici prejudecățile care sunt în mintea noastră. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le dorește inima. Observați răutatea, da? În momentul în care apare o astfel de descriere, îți dai seama că este și o invidie, și o răutate acolo, și prejudecată, și o rea intenție. Dom'le, ăștia răi, o duc bine, uite cât de bine sunt, grași, li se bulbucă ochii de grăsime. Și eu, nenorocitul de mine, neprihănitul, care mă străduiesc în fiecare zi să fiu pe placul lui Dumnezeu. Dacă facem o mică pauză până aici, chiar aveam motive să fie nefericit Asaf? Ce ziceți dumneavoastră? Aveam motive? N-aveam motive, pentru că el și-a creat o dramă în sufletul lui și ghiciți ce? Ăia tot fericiți sunt. Da? Suferința era a lui, nu era a lor. Pentru că toată această dramă și toată această suferință se petrecea în mintea și în inima lui. Și ei își vedeau mai departe de fericirea lor și el rămânea cu această nefericire augmentată din ce în ce mai mult. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul, de aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și-și măresc bogățiile. Observați drama. Ce treabă ai tu cu asta? Ce treabă ai tu că altul câștigă mai mult decât tine? Ce treabă ai tu că ăla își mărește bogățiile? Bravo lui, foarte bine! Care era problema lui? Observați că această gândire comunistă apare de multe ori și în mintea noastră. Așa sunt cei răi, fericiți, întotdeauna, și își măresc bogățiile. Și adâncește și mai tare suferința lui. Degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. E adevărat sau fals? Chiar în fiecare dimineață ești lovit și pedepsit? Chiar atât de rău o duci pentru că alegi să-i slujești lui Dumnezeu, dar nu te obligă nimeni. Dacă vrei, până la urmă, poți să te duci și tu în categoria fericiților pe care îi compătime, pe care îi jinduiești atâta și îi invidiezi atâta. Nu te obligă nimeni să fii neprihănit. Nu te obligă nimeni să fii sfânt. Nu te obligă nimeni să vii la biserică. Nu te obligă nimeni să te rogi. Nu te obligă nimeni să citești Biblia. Nu te obligă nimeni să te privezi de anumite lucruri. Este alegerea ta. Întrebarea este, de ce atunci facem din neprihănire, așa cum spune Scriptura, o haină a răutății? Pentru că nu te obligă nimeni să adopți stilul acesta de viață. Și dacă alegi să-l adopți, de ce să exagerezi în felul acesta și să spui că în fiecare dimineață ești lovit și în fiecare dimineață ai parte de suferințe și ești pedepsit? Degeaba mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Care este motivația? De ce mă închin lui Dumnezeu? De ce fac anumite lucruri? Ca să primesc imediat înapoi sau pentru că îl iubesc pe Dumnezeu? Și dacă Dumnezeu alege în bunătatea și știința Lui să-mi dea doar anumite lucruri și nu pe celelalte, care este problema mea? Vă aduceți aminte de pilda aceea a lucrătorilor viei, în care Dumnezeu, ilustrat, reprezentat de gospodarul acela, da? Dă diferit sau dă la fel
dă la fel răsplata acelor care au lucrat mai mult sau mai puțin. Și au venit unii în ceasul 11 și au zis, haideți mă și voi în via mea. Și la urmă, când a fost vorba de plată, Dumnezeu le dă la fiecare câte un leu. Și supărare mare. Cum mă, dar noi am lucrat mai mult decât ăștia. Și Dumnezeu să-i dea la fel? Și ce spune Dumnezeu? Care e problema ta? Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Dacă eu vreau să-i dau și ăstuia, cum ți-am dat și ție, care e problema ta? Și bineînțeles că aici apare nemulțumirea aceasta față de Dumnezeu. Degeaba mi-am spălat eu mâinile în nevinovăție, pentru că în loc să primesc mai mult, Dumnezeu le dă mai mult ăstora. Și versetul 16 spune că s-a gândit la aceste lucruri ca să le priceapă, dar zădarnică i-a fost ruda. Până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urma celor răi. Și acum sare dintr-o extremă în cealaltă. Extrema din care își plânge de milă, în cealaltă în care le plânge de milă, proiectând asupra lor judecata aspră a lui Dumnezeu. Până acum mi-am plâns mie de milă și eram invidios pe ei, de acum am intrat în casa lui Dumnezeu și îmi dau seama, ha, dar ce așteaptă pe ăștia, mă? Ce judecată le pregătește Dumnezeu și cât de aspru vor fi pedepsiți, este oarecum o compensare și un bonus imaginar pe care păcătosul și-l oferă. Dacă eu nu sunt fericit aici, ei nu o să fie fericiți acolo și nu o să aibă parte de mântuire. Știți vorba aia cu capra vecinului? Să moară. Dacă eu nu sunt fericit aici, dar ei nu o să fie în veșnicie, ha, ia uite că o să fiu eu în avantaj după aia. E foarte perfidă firea asta a noastră, prin care căutăm pe toate felurile să îl băgăm în jocul acesta pe Dumnezeu. Dacă eu nu sunt fericit pentru că am un ochi rău, să nu fie fericiți. Dacă în viața asta sunt fericiți ceilalți, măcar în aia viitoare să nu o apuce. Și spune el, da, tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năpraznic, ca un vis la deșteptare, așa le lepezi tu chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Când mi se amăra inima și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram proști și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta, aș face autocritica. Dar din puzzle-ul acesta, știți ce lipsește? Tocmai Evanghelia. Ce faci cu păcătoșii care sunt mântuiți? Ce faci cu tâlharul? E o mare problemă. Ce faci cu cei din Ninive? E o mare problemă. Ce faci cu săracul Solomon? Iarăși ai o problemă. Ce faci cu păcătoșii notorii ai Scripturii? Ce faci cu Manase? Pe ăsta a făcut nelegiuiri pe bandă rulantă. Mai multe ca el, nu știu cine a putut să facă. Toate posibile. Toate. De la idolatrie, curvie, sodomie, tot, crime, toate sunt pe tapet acolo. Și până la urmă, dacă judeci în felul ăsta simplist lucrurile, nu-ți mai iese în calcul Evanghelia. Și aici este o mare problemă, pentru că dacă judeci doar așa în alb și negru, înseamnă că Evanghelia nu mai are mare rost. Până la urmă, vă aduceți aminte cuvintele Domnului Hristos pe care îi le spunea lui Nicodim, căci Fiul omului n-a venit să judece lumea, ci a venit ca lumea să fie mântuită prin El. Cine să fie mântuiți? Ăștia. Ăștia pierduți, ăștia păcătoși, vameșii, desfrânații, cei care se răzvrătesc. Dar până la urmă, problema aceasta nu este a noastră. Este a lui Dumnezeu. Și dacă nu mai putem de grijă altora, înseamnă că noi avem o problemă. N-are Dumnezeu. Și am vrea cumva să-L împingem aici. Doamne, trebuie să faci lucrul ăsta, trebuie să faci judecata asta, trebuie să acționezi în felul acesta. Asaf rămâne cumva în bula lui, în care crede că lucrurile se judecă în alb și negru.
Dar în planul de mântuire, lucrurile nu se judecă în alb și negru. Pentru că oamenii se duc într-o parte sau într-alta și s-ar putea ca mișcarea aceasta să o facă foarte repede. Aduceți-vă aminte că la ziua judecății sunt unii neprihăniți, nemântuiți. Doamne, dar n-am făcut noi, n-am scos noi dragi, n-am predicat și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Cum să nu fim noi aici? Și urmează un text care nouă ne place să-l gândim doar într-un singur păr. Duceți-vă de la mine toți cei care lucrați fără de lege și imediat facem aplicarea la sabat. Nu păzești sabatul, gata, ești nemântuit. Dar nu uitați că de fapt împlinirea legii în ce stă? În dragoste, așa spune Apostolul Pavel. Dragostea este împlinirea legii. N-ai dragoste, foarte simplu. Poți să le faci pe toate alealte care trebuie făcute. N-ai dragoste, nu ești mântuit, spune Dumnezeu. Ce facem cu problema aceasta a bârfei? Știați că este o poruncă în Sfânta Scriptură care spune să nu bârfești? Ia citiți, vă rog, să citească cineva Leviticul 19 cu 16. Să vedem ce spune acolo Dumnezeu. Este negru pe alb. Și astea nu le vedem, imperativele astea. Ne focusăm pe două, trei și zicem, vai, a găsit cineva Leviticul 19 cu 16, să citească tare. Wow! Poruncă divină! Ați auzit să se pună accent pe ea? Nu! Ne fixăm și noi pe două, trei, eu știu, patru, cinci, șapte sau care mai fi și gata. Dar zice Dumnezeu, umbli cu bârfe, nu vezi mântuirea. Umbli cu răutăți, nu vezi mântuirea. Este simplu. Ca celelalte porunci. Este clar, negru pe alb. Și Dumnezeu zice, nu-i problema ta, ce face celălalt. Și într-adevăr, în lucrarea sa mesianică, Domnul Hristos n-a venit să-i dădăcească pe oameni și să-i cicălească. Ai păcătuit, ai curvit, știi că ești un nenorocit, e vai de capul tău. Nu, pentru că oamenii știau deja lucrul ăsta. A venit omul la el și l-a primit cu dragoste. Și s-a simțit atras, pentru că despre asta este mântuirea. Iar munca aceasta inutilă a noastră de a fi preocupați de viețile altora nu este un merit. Mi-aduc aminte, am mai rămas părți din structurile acestea comuniste, în toate structurile, și ale bisericii, și ale noastre sufletești, dorința de a urmări pe celălalt ce faci. Și erau frați specializați pe treaba asta, poate că mai sunt și acum, care aveau doar o misiune, să vadă ce fac alții. Frate, unde ai fost la ora cutare? Ai intrat în bloc unde stă sora cutare și ai ieșit după atâta timp? Dar ce treabă ai tu? Și n-aveau altă treabă decât să urmărească, să vadă cine e, ce face și în biserică la fel. Cum păzește sabatul, cu cine vorbește, cu cine pleacă, la cine merge în vizită. Dar ce treabă ai tu aici? Dacă noi ne-am vedea de viața noastră, am fi cei mai fericiți oameni. Am avea timp de viața noastră, am fi foarte lipsiți de stres și de griji. Nu am mai intrat prin tot acest travaliu al nefericirii și al invidiei și al urii. Am fi foarte bine cu noi. Pentru că am avea timp să trăim viața aceasta. Mi-aduc aminte și de drama lui Iona. După ce Dumnezeu i-a spus, du-te, predică la Ninive și spune-le că dacă nu se pocăiesc după 40 de zile, o să nimicești cetatea asta, Ioan a zis, abia aștept să fie nimicită cetatea și abia aștept ca ăștia să nu se pocăiască. Avea grijă de alții. Și culmea, după câteva zile, oamenii ăștia se pocăiesc. Și știți ce s-a întâmplat? Exact ce se întâmplă cu mulți dintre noi. Versetul 1 din capitolul 4, Iona. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Și fiți atenți ce spune. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este acesta tocmai ceea ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vreau să-l înlătur fugind la Tars.
că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și te căiești de rău. Doamne, sunt atât de ofticat că îi mântuiești pe ăștia. Cum se poate așa ceva? Adică eu vreau să-i nimicești, Doamne, să văd sânge acolo, să băltească până la zăbalele cailor. Că eu sunt ăla neprihănitul. Ei, mai am și eu răzvrătirile mele, mai văd și eu de treburile mele. Nu te ascult, dar nu-i problemă. Eu sunt ăla neprihănitul, ei sunt ăia răi. Să nu uiți niciodată, Doamne, lucrul ăsta. Și dacă nu faci cum îți spun eu, mă supăr, mai bine să mor. E de-a dreptul caragios. E caragios. Și suntem caragioși când gândim în felul acesta. Pentru că mântuirea nu este a noastră, este a lui Dumnezeu. Și o dă cui vrea. Nici asta nu ne convine. Pentru că ne-am obișnuit să fim împărțitori și distribuitori de mântuire. Ca să avem controlul asupra celorlalți. A, vezi că tu ai greșit aici, tu ai greșit aici. Dacă nu te îndrepți după ca la pod, vezi că s-ar putea să sară, să se evapore mântuirea ta. Dar mântuirea este a lui Dumnezeu. Și a fost foarte supărat Iona atunci, că Dumnezeu îi mântuiește și pe nenorociții ăia. Și dă un exemplu banal. Crește un curcubitaceu acolo, la umbra căruia se odihnea foarte bine, avea aer condiționat, avea condiții în deșertul ăla și trimite Dumnezeu un vierme și se usucă. Zice, vai Doamne, uite leșin de căldură, mai bine să mor. Zice, uite, ție pasă mai mult de buruiana asta decât de 120.000 de oameni. Drept judeci? Era și o ironie a lui Dumnezeu, adică îți pasă mai mult de tine decât de 120.000. Ce suntem noi în comparație cu Dumnezeu? Dar întotdeauna credem că este despre noi și că noi trebuie să-i controlăm pe alții. Nu, nu trebuie să-i controlăm pe alții. Să-i lăsăm pe oameni să aibă voința lor, să aibă viața lor, să aibă relația lor cu Dumnezeu și să se bucure de ceea ce le dă Dumnezeu. Și dacă mai calcă strâmb, este problema lui Dumnezeu. El va avea grijă. Vă aduceți aminte și când era Saul pe urmele lui David și au venit câțiva judecători. Uite, acum este momentul să-l omori pe dușmanul tău. Și știți ce spune David? Cine sunt eu să pun mâna pe unsul Domnului? Cine sunt eu să judec? Lasă că dacă vrea Dumnezeu să-l trântească într-o groapă, să moară într-un război, cum s-a și întâmplat, să-l omoare Dumnezeu, este problema lui Dumnezeu, nu-i problema mea. Cât de ușor ne putem transforma în judecători. Însă, viața poate să fie foarte frumoasă dacă nu mai suntem preocupați de viețile celorlalți, preocupați în sensul negativ, ca părâși, ca observatori, ca și critici, ca oameni care stau numai pe urmele celorlalți. Dacă ne-am vedea de viața noastră, am fi cu adevărat fericiți. Am putea să ne bucurăm unii de alții, am putea să cultivăm relații frumoase, am putea să nu mai avem hipertensiune, nici colesterol, am putea să stăm foarte bine, pentru că viața noastră este în raport cu Dumnezeu. Dacă putem să facem bine, facem. Dacă nu, fiecare să își construiască viața așa cum dorește. Câtă fericire și bucurie am avea dacă am privi pe ceilalți așa. Sfinții care nu mai pot de grijă altora sunt niște oameni frustrați și nefericiți. Și așa vor rămâne pentru totdeauna. Și să știți că Dumnezeu nu dă bonus pentru frustrare și nefericire. Nu vă oferă mântuirea pentru asta. Dacă ne facem viața grea și amară și acră, este problema noastră. Dar să nu așteptăm ca Dumnezeu să ne dea un premiu pentru asta. Pentru că nu are nevoie de ajutoare. Dumnezeu vrea ca să fim lumină, sare, să împrăștiem această iubire a Lui și să ne vedem de viețile noastre. Amin.